În culise, toată lumea e puțin agitată, dar pragmatismul german nu s-a lăsat neobservat și lucrurile merg ca pe roate. Reprezentanții noștri sunt gata pentru o nouă bătălie artistică, dar deja în calitate de finaliști. У нас все хорошо, настроение отличное. Немножко все подустали здесь, очень много репетиций, очень много эмоций. Noi am intrat în finală unde sunt cei mai tari și spun că pentru noi o să fie în prima dată, o să fie foarte greu. Нас поддержали, и мы надеемся, что в финале нас поддержат еще такие страны, как Россия, Азербайджан, Грузия, Армения. Încărcătura emoțională este mare și fiecare artist trebuie să rețină o mulțime de lucruri pe care trebuie să le facă în scenă cu o precizie maximă. Pentru a nu uita vreun detaliu important, Romania Gupov și-a făcut o mini-agendă inedită, scriind tot ce are de făcut direct pe mână. Există foarte, foarte multe momente pentru show și da, acolo stanție, cușma, trompeta. Înainte de evoluare, fiecare concurent își focusează atenția la maximum. Alții spun rugăciuni, iar pentru unii, Eurovisionul este o posibilitate inedită de a se distra. I don't know, it's not serious, you know? This whole thing here is not serious. It's kind of like happy and I think we have to enjoy it. Cele mai mari emoții ale acestei serii le vom trăi probabil mai spre mijlocul show-ului, mai cu seamă la numărul 15, când vor evolua reprezentanții noștri. Diametrul scenei din acest an are exact 13 metri. Eu sper că formația Zdob și Zdup nu este superstițioasă, deoarece ei sunt so lucky și în această seară, în marea finală, ei vor trebui să demonstreze întregii Europei că sunt cei mai buni. În fața camerei de luat vederi, concurenții se străduie să fie cât mai convingători. Смотрите Евровидение и, конечно, голосуйте на четвертый номер на Литву. Listen to my girls and me and, of course, vote if you like the song. Thank you. Salut Moldova! Vă iubim! Și votați cu tot sufletul și cu toată inima. Și noi la fel. În Arena Esprit, în această seară, sunt așteptați circa 35.000 de spectatori, care au venit din toate colțurile Europei ca să asiste live la cel mai important concurs muzical european. So lucky! So lucky and all kinds of other rock songs was wonderful. Yeah, really. We miss the grandmother a little. Din Düsseldorf pentru Mesager, Vitale Rotaru și Vadim Kosovan.